Ce-au făcut băieții permisele. Carnet de membru, pescar sportiv, da? La Oltenița. V-am dat și adresa. A, uite, locație. Uitați-vă la magazinul ăla, acolo. Am făcut sa pe magazin, ca să vedeți de unde veniți. Și acum plecăm la pește. Pe Dunăre, puțin pe la Oltenița. E, păi facem un test, să vedem. Deci am ajuns și la Oltenița, la kilometru 400, nu știu cât. Drumul prin pădure bun, bunicel. Poliția de frontieră și-a făcut și ei datorie, erau aici. Ia să vedem cum arată apa. Este destul de sus, e cota cam mare. Curenți frumoși. Am vorbit cu câțiva avați să vină să le punem câteva întrebări. Să vedem. Uite și cormorani. Începe să picure. Deci, să luăm temperatura apei în Dunăre, se vede 5,9, da? S-a stabilizat. Afară erau vreo 8 grade. O să o iau și pe canal. De curiozitate. Nu că mi-ar folosi neapărat la ceva. Duc încolo pe canal să vedem. Am luat temperatura 5,9. 6 grade. 6 grade, da. Păi și ăștia cred că cât au spus 5,7, 5,8. Este aici. Avatul e aici, da. Doar că nu l-am nimerit noi la fix, dar îl găsim acum imediat. Nu am avut niciun atac. L-am lăsat pe Costin acolo. Și am venit să intru puțin pe canalul ăsta după știucă. Încerc o rotativă, twister și un wobbler. Mă duc așa pe porțiuni și mă întorc, dau și cu unul și cu altul până când văd care-i treaba. Aici e prost că-s plase, să vedem acum ce noroc am să dau în ele. Vântul și cam răcoare, n-am prins nimic. M-am băgat pe canal aici și după niște știucă, dar bineînțeles că erau plasele puse pe tot canalul. Și am agățat și m-am lipsit. Dar ce am văzut? Cam era pește în plasa aia. Și ceva șalău frumușel și ceva bibon frumușel din ce am văzut eu. Asta înseamnă că ar merge data aici în gură, că plasa nu vine până aici, la staționar. Clar, deci peștele este, se plimbă, deci consumă energie, adică se hrănește. Simplu, da? Ar merge încercat aici la staționar, în buza canalului. În rest, despre permise. Deci ne-am făcut permisele la asociație, la Oltenița, deci pentru județul Călăraș, pentru că dacă ați dat pe Argeș, știți că de la hotarele în jos el intră în județul Călăraș și în general și mai ales spre vărsare, poliția de frontieră când vine, mai vine și cu cei de la AJVPS și controlează permisele, deci vă recomand să le faceți. Acum treaba voastră dacă vreți. Noi ne-am făcut pentru că anul ăsta o să pescuim mult pe Argeș și eu cu Costin și cel puțin așa ne-am propus și nu vrem să ne strice nimeni vreo partidă, n-are sens. E 150 de lei dacă ești membru și 170 ca să-ți facă și permis. O luăm spre mașină? Da, vin și eu acum. Ne schimbăm locul. N-am avut trăsătură, n-am prins nimic. Plecăm mai departe. Că ceva, n-am venit pe digul ăsta. De frica noroiului, am venit pe pădure, pe marginea Dunării pe aici. Uite mașina acolo. Am lăsat-o puțin mai jos. Scuze. Pe iarna trebuie încercat la pom.
Ei, așa cum vă spuneam și vă promiteam anul ăsta, am să merg pe Argeș mult mai mult la pescuit. Am făcut permisul pentru călăraș, tocmai ca să putem pescui și pe segmentul de la hotarele până la vărsare. Aici suntem undeva aproape de vărsare, să zic, poate primul rând primul pod de tuburi de la vărsarea în Dunăre, zona Clătești. O să mai venim. Acum am oprit așa doar să testăm, să vedem apa. Nu că n-avem speranțe, încercăm un avat, un șalău, un somn, twistere, cicade, voblere, ceva muște, să vedem. Nici nu știu, Costin s-a dus pe partea asta, pe stânga malului. O să mă duc și eu lângă el și apoi traversăm. Temperatura pe Argeș, la Clătești, am avut vreo 9 grade în geantă, acum scade până se va stopa. N-am avut nicio căsătură momentan, a început să plouă. Hai că n-are cum să aibă 8 grade. Mai scazi, hai. Extraordinar. Să fie diferența asta de 2 grade? Da, pentru că se încălzește mai ușor. 7,8. Ciudat, dar atâta e. Uite, hai să vedem, a scăzut 7,5, ia, 7,4. Deci crește. Am scos, deci e mai frig afară. Scăzuse de afară, uite, 7,7, să-ți iară 7,8. 7,8, aproape 8 grade. O scoatem. Acum o să vezi, 7,7, să scadă. Și nu pare mai frig afară. Am traversat pe malul drept. Eu m-am băgat pe niște voblere pentru avat. Costin e pe twistere. Avat plus shallow. Frumoasă plaja asta, locul e foarte frumos. Nu-i nimeni la pescuit, plouă, dar nu e o ploaie de speriat, mai mult picuri așa, curenți foarte frumoși, apa puțin tulbure, ați văzut că am măsurat-o mai devreme, aproape de 8 grade, se și simte, când scos năluca se simte că e mai caldă, și la 8 grade, sincer, nu mă aștept să sar avatul pe mal, dar în delta la 8 grade am văzut atacuri pe deasupra. La 6 grade l-am prins pe sus. Iar la 8 grade deja ataca pe deasupra, dar niciodată pe râu el nu se comportă la fel ca în delta. Acolo e alt habitat, el vine din lacuri, iese de acolo acum după iernare, o ia spre Dunăre prin canale. Aici, mai degrabă, cred că, după cât a fost apa asta de mică, Argeșul, ai zice că vine din Dunăre și urcă, pentru că în zona de sub Mihăilești e mult puiet de avat. Gen la dimensiune cât obleții. Asta înseamnă că e o maternitate bună acolo, e un loc bun pentru depunerea icrelor. Și probabil că el vine, încearcă să ajungă acolo să depună icrele și, neavând apă, dispare.
Bine, care mai apucă să ne gândim și la asta. Dar nu-i convine să rămână prea mult. De la an la an sunt mai puțini avați mari, mai puține capturi capitale în zona de la Mihăileș. Mai jos, de ce cobori și te mai întâlnești cu Sabaru, cu Neajlovul, cu Dâmbovița, debitul e mai constant, mai crescut. E altceva. Bun. Să continuăm pescuitul. Am pescuit aici pe malul drept. Costina a coborât. Am dat pe insulița asta de nisip, în curenți, în apă liniștită. Am încercat de toate, n-a vrut. M-am băgat și aici în curenți ăștia mari. Nici aici n-a vrut. Aia e doar o problemă de zile până am să-l prind. Știu că stă aici avatul. M-am gândit să mă duc pe malul stâng. Am văzut niște locuri mai line jos. E și un fost pod acolo, se văd picioarele în apă. Să ajung până acolo. Costin bănesc că deja pe malul drept a ajuns. N-avea rost să mai stau aici. În Amonte nu e de mine. O să plouă, continuăm pescuitul. Jandarmeria ne urmărește, dar din păcate pentru ei suntem în regulă. Și ne vedem de treaba noastră. Hai să vă mai arăt un loc frumos. Am coborât un pic mai la vale sau mai naval, unde am zis că sunt picioarele astea de pod. Ce curenți de avat acolo. Aoleo. Dacă face greșeala să apară pe aici, e terminat. Aici o groapă. O să încerc un pic în curenți ăștia. După ce că la Oltenița ne controlase poliția de frontieră pe Dunăre, frumos, cu buletine, cu nu știu ce, foarte drăguți, ne-am pomenit și aici, cu poliția de frontieră, dar eram noi cu Costin, au verificat permisele de pescuit, ne-au notat, așa că dacă vă dă până cap să veniți fără permise, sau la Dunăre fără permisul de frontieră, bine, acolo au fost oricum mai înțelegători în sensul că nu interesa, dar aici au cerut în mod expres permisele de pescuit. Deci nu v-aș recomanda să veniți fără ele. Și asta pentru că tot ne miram de ce nu-i nimeni. E, uite, de-aia nu e nimeni. Aici controlează și poliția de frontieră și cei de la JVPS. Când unii, când alții, când toți deodată. Asta e bine. E bine și pentru pește și pentru cei care vor să pescuiască legal. În sensul că vrei să pescuiești legal și vrei să prindi și tu ceva, nu? Da. Frumos. Parcă s-a mai încălzit un pic afară. N-am prins nimic, a avut Costin, zice, o trăsătură, ceva gen. Și cam atât. Stăm până se înserează.